AFIR a publicat ghidul solicitantului pentru schema de ajutor de stat în sectorul pomicol pentru investiții în obținerea de produse neagricole. Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale a publicat în data de 9 august 2016 pe pagina oficială de internet a agenției varianta finală a ghidului solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat, GBR, stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol în vederea obținerii de produse neagricole, aferentă sub măsurii 4.2a, sprijin pentru investiții în procesarea, marketingul produselor din sectorul pomicol. Totodată, împreună cu această schemă de ajutor de stat, va putea fi accesată și o schemă de ajutor de minimis pentru sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol în vederea obținerii de produse neagricole. Ghidul solicitantului poate fi consultat în vederea întocmirii cererilor de finanțare pentru sesiunea de cereri de proiecte care va fi deschisă peste 7 zile, începând cu data de 16 august 2016. Solicitanții interesați să obțină finanțare europeană nerambursabilă prin intermediul schemei de ajutor de stat, GBR, ce vizează obținerea de diferite produse, printre care producerea de fructe confiate sau băuturi alcoolice din fructe, pot consulta gratuit ghidul solicitantului pe pagina oficială de internet a AFIR, www.afir.info. Beneficiarii sub măsurii, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, societăți comerciale, cooperative agricole, grupuri de producători, pot obține o rată sprijinului public nerambursabil de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Astfel, pentru un proiect se pot obține până la 1,5 milioane de euro în funcție de tipul întreprinderii și investiția propusă.